Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Angela Zaharova și vă invit la Impact Electoral. Câteva zile ne despart de turul 2 al alegerilor prezidențiale, care va avea loc duminică pe 13 noiembrie. Și ne-am dorit să avem și în turul 2 dezbateri între candidații la funcția de președinte al Republicii Moldova, care să vină aici și să ne ajute să facem o alegere corectă. Să ne ajute să ne decidem, pentru că cei doi candidați au intrat în turul 2 cu o diferență de ceva mai puțin de 132.000 de voturi. Am invitat la Impact Electoral ambii candidați, pe Igor Dodon și pe Maia Sandu, care și-au delegat doi participanți la Impact Electoral. În studio sunt prezenți domnii Vasile Bolea, reprezentantul socialistului Igor Dodon. Bună seara! Bine ați venit! Și Vladimir Bolea, reprezentantul candidatei PAS la funcție de președinte, Maia Sandu. Bună seara! Bine ați venit! Vreau să vă anunț că aveți câte 15 minute fiecare pentru a discuta, pentru a dezbateri. Voi interveni și eu cu întrebări de precizare, dacă va fi cazul, și minutul de final. Acestea fiind spuse, vreau să îl întreb pe Vasile Bolea. De ce considerați că anume Igor Dodon este cel care merită să devină președintele Republicii Moldova? De ce Igor Dodon merită să devină președintele Republicii Moldova? Deoarece este persoana care se bucură de cea mai mare popularitate în Republica Moldova. Este într-adevăr un candidat din popor și un candidat care va propăși Republica Moldova. Noi considerăm că Moldova are viitor. Pentru asta noi am luptat, luptăm și vom lupta în continuare pentru independența țării noastre, pentru statutul de neutralitate, pentru istoria noastră, pentru acele valori tradiționale, valori creștine pe care noi le avem și ne identificăm ca și națiune, ca și moldoveni. Deci, Igor Dodon are destulă experiență pe parcursul activității sale și în guvern, și în parlament. În calitate de președinte, sunt convins că va face tot posibil ca țara noastră să se dezvolte, să îmbunătățim condițiile pentru oameni, să facem tot posibil ca acele probleme care se confruntă astăzi societatea noastră să fie rezolvate. Problemele economice, probleme cu migranții, probleme legate de politica externă, nu în ultimul rând rezolvarea diferendului transnistrian, este pe agenda candidatului Igor Dodon. Am înțeles. De ce, domnule Vladimir Bolea, considerați că anume Maia Sandu ar merita să devină președinta Republicii Moldova? Pentru că Republica Moldova are nevoie de schimbare. Are nevoie de schimbare la capitolul integrității clasei politice. Și noi vorbim despre Maia Sandu ca o persoană integră care a demonstrat integritatea sa fiind în funcție de ministru al învățământului, fiind în funcție de șef de departament în Ministerul Economiei. Republica Moldova are nevoie de politicieni profesioniști. Vorbim despre Maia Sandu ca despre un alt profesionist care a reușit să facă reformele în învățământ, a încercat cel puțin să le înceapă, să le promoveze și în măsura în care a reușit, trebuie să judece colectivele pedagogice și populația Republicii Moldova. Republica Moldova are nevoie de o schimbare și această schimbare poate fi numai cu Maia Sandu. Acestea fiind spuse, sunteți liberi acum să intrați în dezbateri, aveți întrebări unul către altul, vă puteți folosi timpul așa cum doriți, dar dacă va fi cazul, eu voi interveni. Și aș vrea să încep de la un răspuns dat de actualul președinte jurnaliștilor într-un interviu care nu are tangență cu această campanie electorală, dar răspunsul a fost unul de genul nu știu ce nu avem, dar era bine să fie. Asta este un citat din răspuns și vreau să-l întreb pe domnul Vasile Bolea, ce era bine să fie în ultimii 4 ani ca Republica Moldova să ajungă un stat de succes și, important, un stat cu neutralitate sănătoasă. Și vă rog să precizați dacă considerați că Republica Moldova este astăzi un stat neutru, având o armată străină pe teritoriu și de ce considerați așa?
Am să încep de la ultima întrebare care dumneavoastră ați dat-o. Conform Constituției Republicii Moldova, este consimțit că țara noastră este un stat neutru. Și asta așa este? Noi considerăm că Republica Moldova, în afară de acele texte care sunt consfințite în Constituție, trebuie să ajungă la adevărată neutralitate. În acest sens, eu fac parte din Comisia Specială a Parlamentului, care are menirea să elaboreze o lege a statutului permanent din neutralitatea Republicii Moldova. Pe plan extern, noi avem nevoie de aceea ca statele, începând de aici în regiune, forțele mari, puterile mari din lume, să recunoască statutul nostru de neutralitate. Ceea ce noi nu avem până când. Candidatul Igor Dodon pledează pentru statutul de neutralitate, acel statut care, în perspectivă, va da posibilitate să fie rezolvat și diferendul transnistrean. Noi suntem împotriva prezenței militare oricărui stat pe teritoriul Republicii Moldova. Dar pentru aceasta, pentru a rezolva și situația cu contingentul mic a Forțelor Armate a Federației Ruse, noi trebuie să rezolvăm în primul și în primul rând diferendul transnistrean. Asta este acea cheiță, da, și acea problemă complexă care trebuie să fie rezolvată de către președintele Republicii Moldova. S-a încercat de mai multe ori pe parcursul acestor 25 de ani să fie rezolvată problema transnistreană. Ați văzut unele încercări care până la urmă nu s-au soldat cu ceva bun. Însă, noi considerăm și este părerea mea că viitorul președinte Igor Dodon, în mandatul său de 4 ani, trebuie să depună efortul maxim și eu cred că îl va depune și va fi rezolvat acest diferend transnistrean, va fi întărit acel statut de neutralitate care este consfințit în Constituția Republicii Moldova și să facem tot posibilul ca marile puteri aici pe teritoriul Republicii Moldova să nu găsească un poligon pentru diferite lupte geopolitice. Noi trebuie să unim în primul rând ambele maluri ale Nistrului, trebuie să unim națiunea noastră și să dăm dovadă inclusiv și marilor puteri, că avem posibilitatea să găsim un numitor comun aici, în Republica Moldova. În ce ține ce nu avem sau trebuia da. Să avem. Ce era bine să aibă. Ce, avem, ce era bine să avem, era bine să avem curaj să facem acele reforme care deja de 25 de ani au întârziat. În realitate, de la povestea de succes care nouă ne spunea la televizor în ultimii 7 ani această guvernare, noi am ajuns la ceea că Republica Moldova a sărăcit și mai mult, miliardele au fost furate, noi am devenit și mai corupți, mă refer la guvernare. Și aceste probleme au făcut ca istoria de succes să transforme în coșmar. În coșmar a cetățenilor Republicii Moldova. Deci lipsa reformelor ne-a împiedicat să devenim un stat de succes și în privința neutralității. Dumneavoastră sunteți de acord cu această, cu afirmația că este un contingent mic pentru așa o țară ca Republica Moldova, de asemenea mică. Și dacă această lege despre care vorbește domnul Bolea ar fi soluția soluțiilor? De principiu, sunt de acord cu antevorbitorul meu, de principiu noi avem pe teritoriul Republicii Moldova un contingent de armată și în Constituția Republicii Moldova scrie despre neutralitatea statului Toată lumea nostru. Cunoaștem acest lucru. Și atâta timp cât anume statutul de neutralitate ne permite să asigurăm 100% garanție, securanță cetățenilor Republicii Moldova, cu siguranță doamna Maia Sandu și Partidul PAS va pleda pentru acest statut de
neutralitate a Republicii Moldova. În ceea ce privește modificarea și afilierea, intrarea Republicii Moldova în diferite tipuri de blocuri militare de orice gen, nu rezolvă președintele, rezolvă toată țara dacă intră Republica Moldova în diferite tipuri de alte blocuri. Deci nu este soluția că președintele vine și ia decizia unilateral că Republica Moldova va merge într-un bloc militar este sau în altul. Este purtătorul de cuvânt. Este purtătorul de cuvânt al poporului și al voinței poporului, în primul rând. Noi vorbim de președinte ca despre un funcționar. Cea mai înaltă funcție publică în stat. Atât. El este un funcționar care este ales pe 4 ani de zile prin vot direct al poporului și secret și atât. Deci noi practic și trebuie să înțelegem că noi vorbim despre o funcție. Noi nu vorbim despre o persoană care vine să ne rezolve toate problemele de pe fața pământului. El încearcă să audă ce spune poporul și încearcă să transmită celorlalți de la putere. În ceea ce privește regimentul de armată din Federația Rusă, este o vorbă în popor. Nu poți fi un pic gravidă. Sau ești gravidă sau nu ești gravidă. Așa și cu el. Nu putem spune că dacă el este mic, este bine și dacă este mare, este rău. El trebuie să lipsească cu desăvârșire. Asta este poziția noastră și este poziția și a colegilor noștri la socialiști. După cum am înțeles eu, practic, acest regiment de armată rusă, împreună cu tot ce înseamnă armament, trebuie să plece din teritoriul Republicii Moldova, lucru care va favoriza extraordinar de mult și nici nu contează cine va fi președinte, dar va favoriza extraordinar de mult, anume începerea și finalizarea dialogului în următorii 4 ani cu colegii din partea cealaltă a Nistrului. Pentru că armata rusă acum nu este un garant al păcii, dar este un garant al existenței regimului separatist. Dar iată, Igor Dodon insistă pe ideea că eu ieri l-am este ascultat un la garant televizor al păcii această armată. Eu ieri l-am ascultat la televizor pe domnul Dodon și discursul dumnealui a spus sigur că el este împotriva prezenței orice tip de armată pe teritoriul Republicii Moldova. Armata Federației Ruse intră exact în același orice tip. Deci noi vrem să ne ajutați acum, noi suntem aici în preajma regiunii Transnistrene, da, și simțim pe pielea noastră relațiile. De fapt, oamenii înțeleg bine, se înțeleg bine și peste Nistru unii cu alții, dar politicul își aduce amprenta și noi aici cel mai bine simțit orice mișcare, orice declarație care se face de la Chișinău. Și eu chiar vreau să mă ajutați să aducem cetățenilor niște niște informații clare, da sau nu, fără a, eu înțeleg că suntem toți diplomați, dar vrem să știm, ba susținem prezența armatei ruse pe teritoriul Republicii Moldova, ba nu o susținem. Deci vrem să ne ajutați ca să facem noi o alegere pentru cei care încă nu s-au decis, pentru că de asta foarte mult depinde. Ultimele declarații au creat și în prezența Maia Sandu cu Unirea, o să discutăm. Deci noi vrem să ne ajutați să obținem niște răspunsuri mai clare decât cele care au răsunat până acum la televizor. Și de ce, deci, eu înțeleg că dumneavoastră o să confirmați acum că președintele Igor Dodon va... Este împotriva prezenței oricărei armate străine pe teritoriul... Și va cere evacuarea celor... Va rezolva diferendul transnistrean care va duce la scoaterea armatei străine de pe teritoriul Republicii Moldova. Și cum comentați... voința Ucrainei și Republicii Moldova acum de a crea un coridor verde pentru evacuarea acestor trupe. Este la timpul potrivit? Știți cum, este... dacă îmi permiteți, în ceea ce privește formarea și crearea acestui coridor verde. Din punctul meu de vedere, declarația despre crearea coridorului verde este o chestie absolut populistă și din partea ucrainenilor și din partea Republicii Moldova. Atâta timp cât până la crearea și declararea că se deschide acest coridor verde, nu a avut loc niciun fel de negocieri, nu s-au fost niciun fel de discuții, nu s-a rezolvat nicio problemă din cele existente între Republica Moldova și zona separatistă. Practic, declarațiile de genul ăsta înseamnă, știți cum, frecție la picior de lemn. El înseamnă nimic. Practic, toate genurile astea de declarații populiste sunt în detrimentul rezolvării referendumului nistrean. Și dacă vorbim despre populația de pe ambele maluri ale Nistrului, practic eu cred că toată lumea, mai ales că locuitorii din Rezina sau locuitorii din Râmnița, au un gust, cum să vă spun așa, amar când aud genul ăsta de declarații populiste care nu se bazează pe nimic, că atunci când omul face niște declarații și înainte de a le face finale, spune că am făcut 1, 2, 3, 4, 5, 10 demersuri, am făcut 10 întruniri, am soluționat 1, 2, 3, 5 probleme
Și atunci facem acest coridor verde în care este implicat toate 5 plus 2 părțile discursului și a problemei ministrii, este o declarație. Declarația despre acest coridor verde este una pur populistă, care nu are la bază nimic și este lipsită de sens și de conținut. Dar și de formatul ăsta cu tactica pașilor mici, cam s-a săturat lumea să audă. Ea oricum e mai bună decât statul pe loc. În continuare, este o întrebare pentru Maia Sandu. Este mai mult discutată tema asta aici de cetățeni. Alături de prezența armatei ruse, se discută și despre tendințele unionismului în Republica Moldova. Vă rog să ne oferiți detalii mai concrete despre atitudinea Maiei Sandu față de tendința unionismului. În ce măsură este posibilă unirea Republicii Moldova cu România și cum va influența opțiunea personală a președintelui această tendință a unionismului în Republica Moldova? Da. Eu vreau să apelez la cetățenii și ascultătorii și alegătorii din Republica Moldova și a emisiunii noastre. Întotdeauna, în primul rând, înainte de a asculta niște afirmații a oricărui alt politici, oponenți, nu știu, candidați la diferite funcții, în mod obligatoriu trebuie de citit platforma politică a unui sau altui lider. Dacă ne-ați să citiți statutul Partidului PAS și platforma economică, platforma politică a Partidului PAS și mai ales programul de guvernare a doamnei Maia Sandu, o să vedeți că practic nu există cuvântul unire. Ca să fiu pe scurt, Maia Sandu nu este unionistă și Partidul PAS nu este un partid unionist. Noi pledăm pentru dezvoltarea Republicii Moldova, noi pledăm pentru creșterea economică a Republicii Moldova, pentru consolidarea Republicii Moldova, pentru consolidarea populației Republicii Moldova în prejurul unui președinte profesionist, unui președinte integru și schimbarea clasei politice. În programul nostru și în programul doamnei Maia Sandu, dacă ați urmărit-o atent la televizor, ați observat că noi, în general, am încercat să fugim de la tematica geopolitică. Republica Moldova nu are dușmani externi. Republica Moldova nu are în Federația Rusă un dușman, nu are în Ucraina, în România, nici într-un stat. Cel mai mare dușman al Republicii Moldova este corupția și este clasa politică. Drept dovadă, mulți stimați telespectatori, după emisiune, ieșiți și uitați-vă în stradă, lipsa de trotuare, de drum, de lămpi, de becuri, de bănci, scaunele, tot ce vedeți împrejur, mizeria aceasta, se întâmplă nu pentru că în Republica Moldova nu sunt bani, dar pentru că banii care au fost alocați pentru schimbări și modificări au fost furați. Deci problema este în noi. Nu este în dușmanul nostru extern. Asta este programa și ceea ce noi vom face toți următorii ani când vom veni la putere. Consolidarea și dezvoltarea Republicii Moldova. Și cum este posibil chestia asta? Spuneați-mă. În ce sens? Păi dumneavoastră spuneți că problema e noi. Noi nu de atâta e problema că nu avem bani, de atâta că au fost furați. Schimbarea clasei politice, în mod obligatoriu. Păi, schimbarea funcționarilor. Această clasă politică unde a participat și doamna Maia Sandu. Nu, și dumneavoastră participați în continuare la putere, sunteți în Parlament. A făcut tot posibil. Noi suntem în Parlament, dar suntem în opoziție. 7 ani de zile, să cunoașteți. Domnul a fost și ministrul... Mai deschideți... Noi începem acum cu domnul Vasile, începem un discurs, cum să vă spun eu, așa, foarte destructiv și lipsit de sens. Nu este... Se începe pur și simplu, dați să vorbim despre candidații noștri. Haideți să vorbim. La fel, deci să vorbim. În continuare, eu cred că telespectatorilor... Dacă să vorbim despre unionism. Da. Doar Maia Sandu a declarat că într-un eventual referendum, dumneavoastră va vota pentru Unie. Este poziția Maia Sandu ca persoană fizică. Președintele Republicii Moldova, opțiunea personală. Și atunci președintele Republicii Moldova. Și atunci când va veni la vot, spuneți, vă rog, într-un eventual referendum, dumneai va avea poziția ei ca și persoană fizică, da, simplu cetățean sau ca președinte al Republicii Moldova? Slava Domnului, Republica Moldova, votul este secret. Republicii Moldova, el este treabă, aduce nou. Și mesajul în fața poporului. Da, noi ne băgăm în viața personală a unui om. Noi credem că toate aceste mișcări unioniste, ele duc la distrugerea Republicii Moldova ca și stat. Ori, dacă să vorbim despre independență, nu pentru aceasta au luptat părinții mei inclusiv, ca după 25 de ani de independență să voteze sau să facă tot posibil ca statul nostru să dispară. Sunt de acord, noi tot nu vrem asta.
Noi vedem astăzi că în prejurul candidatului Maia Sandu s-au aliniat foarte multe partide, inclusiv care în campania aceasta electorală au avut un mesaj clar unionist. Mă refer și la Ana Guțu, și la Mihai Ghimpu, și la alți actori, inclusiv și psihotare, același Traian Băsescu. Asta îngrijorează pe cetățeni. Noi nu trăim sau nu am sărbătorit în acest an 25 de ani de independență ca să vorbim eventual la alegerile prezidențiale ca viitorul președinte să facă tot posibil ca proiectul Unirea 2018 să se realizeze în anul 2018. Eu n-am auzit nicio declarație de Maia Sandu în acest sens. Din cât știu eu, practic niciun dintre candidați nu vrea pe lichidarea statului Republica Moldova. Noi vorbim despre faptul că independența și declarația de independență, da? Este acea vacă sacră, da? Sau acel document de care nu trebuie să ne atingem. Absolut de acord. Este o clauză eternă, dacă vreți. Absolut. Independența Republicii Moldova, ne s-a dat nou cu inclusiv prin voința poporului, inclusiv prin acele prisiuni stradale, dacă țineți minte, anul 89-91, atunci când noi am dobândit această independență. Și noi trebuie să fortificăm. Haideți să clarificăm în continuare cetățeanul cu răspuns la aceste întrebări. Este ceva foarte care cetățeanul are o reacție foarte bolnăvicioasă la aceasta, are o reacție și cred că e firească. Și noi eu vreau ca noi să nu citim acum lecții alegătorului despre cum a fost sau cum va fi. Deci noi vrem să înțelegem Maia Sandu și Igor Dodon, având niște opțiuni personale, cum poate viitorul președinte influența o tendință sau alta? Pentru că aici este loc și de cum, ce le-ați răspunde cetățenilor care se tem de evacuarea armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, care o consideră garant al păcii. Și ce le-ați răspunde cetățenilor care ar vota-o pe Maia Sandu, dar nu se vor unioniști. Okay. Cum președintele poate, cu opțiunea personală, să influențeze un proces sau altul din Republica Moldova? Ce instrumente are? Președintele trebuie să fie acea persoană care să dea un mesaj clar. Președintele trebuie să fie acea persoană care să fie în fruntea tuturor evenimentelor, inclusiv politice, inclusiv în fruntea sau să combată acele idei care duc la distrugerea statului. Președintele Republicii Moldova, conform Constituției, este garantul suverenității și independenței țării. Uitați-vă asta. Mai mulți șefi de stat au opțiuni personale diferite, dar acționează în interesele statului. Interesul statului nostru este să fim independenți în continuare, să fortificăm statutul nostru de neutralitate, să ne ocupăm de problemele reale care se confruntă societatea. În primul rând, problemele economice. Dar pentru a ajunge la problemele economice, noi trebuie să fortificăm statul nostru, democrația noastră, 25 de ani de zile. Înțelegeți? Suntem un stat independent, avem 25 de ani. Am înțeles, ambii candidați declară și Igor Dodon și Maia Sandu declară că suntem independenți și vrem să fim independenți și acum ne-a confirmat și reprezentantul Maia Sandu că nu va promova tendința unionismului în Republica Moldova. Nici nu vom forma un referendum pe această temă. Ca și președinte sau ca persoană fizică, nu va simplu cetățean. Deci nu vorbim despre Maia Sandu. Ne vorbim despre președinte. Ce face doamna sau domnul președinte viitor acasă nu ne privește pe noi sunt tot timpul. Știți, după și dacă să vorbim despre... Noi suntem un stat vorbim democrat. Vorbim despre dualitate. Da, eu înțeleg. Nu, Maia Sandu ca și președinte nu va face, dar ca și cetățean de rând exact așa, își va expune deci să știți că votând pentru unire. Cei 130 de mii de alegători se împart în cei care consideră că Maia Sandu zice că nu, dar nu știm cum va proceda, da? Zice că nu este unionistă sau chiar dacă ar vota pentru unire, nu va promova unionismul Republica Moldova. Și același Igor Dodon ne spune că va face tot posibilul să evacueze armata rusă de pe teritoriul țării, dar fiind membru de guvern mai mulți ani, nu s-a auzit nimic despre aceasta și nu avem nicio garanție că o va face chiar în următorii 4 ani. O va face. Deci, de aceea noi nu vorbim așa de personal. Da, exact. Deci, eu vreau să văd dacă domniile voastre cunoașteți instrumentele cu care candidații pe care reprezentați ar putea evita sau promova una din aceste idei.
Ok, dacă să vorbim. În primul rând, eu consider că Republica Moldova este un stat democrat, suveran și independent. Democrația înseamnă libertatea de exprimare, de gândire și de acționare a oamenilor. Nu vorbim despre mișcările fasciste, anti-umane, etc., etc. Vorbim despre tot ce nu contravine codului penal, civil, Constituția Republicii Moldova. Partidele unioniste și ultimele alegeri care au fost acum 2 săptămâni au demonstrat că nu au un substrat și o susținere atât de masivă cum se trâmbițează peste tot, că ar fi o problemă foarte mare. Ele au drept să existe. Înțelegeți? Anume din principiul democratic care este susținut în Constituția Republicii Moldova, codul civil și codul penal și oricare alt cod. Ei nu contravin normelor. Sunt niște oameni care au niște opțiuni ale lor. A să vă contrazic. Ba da, nu puteți să mă contrazici pentru că oamenii au dreptul să se adune. Mm-hmm. Înțelegeți? Ei mm-hmm. sunt, ei există, ei nu au decât să existe. Atâta timp cât ei nu cheamă la război, nu se leagă de alte persoane, nu instigă la diferite tipuri de alte lucruri, ei nu au decât să existe. Ei nu contravin legislația Republicii Moldova. Și nu este democratic, prin urmare, nu există nicio modalitate prin urmare ca ei să fie anulați, urmăriți, expulzați din țară, lipsiți de cetățenii și multe alte lucruri. Și credeți-mă că dacă această mișcare de lăsată, mai ales că ei sunt și foarte divizați, noi observăm, avem sfatul țării 1, sfatul țării 2, mișcarea 2012, 2014, deja te pierzi. Este doamna Ana, este domnul Ghimpu, acum mai nou a apărut ca și unionist. Adică avem o mulțime de mișcări de genul ăsta care nici nu reușesc măcar să se consolideze, să unească ei. Eu nu văd în existența acestor partide, în concluzie, un pericol pentru țară, nici sub o formă. Plus că ei au luat în total, au luat 2%. Faptul că ei ne-au susținut ca și lideri de partid, eu nu știu dacă ne-au făcut un serviciu sau un deserviciu. Noi nu am acceptat cerința lor de a schimba în program ceea ce a spus domnul Ghimpu, că noi în mod obligatoriu trebuie să ne schimbăm, ca el să ne susțină deschis, să schimbăm și să punem unul dintre punctele noastre, dezideratele noastre, unirea. A fost expresia lui. Noi nu am făcut lucrurile astea. Pentru că doamna Maia nu unește împrejurul ei unioniști sau neunioniști. Persoane care sunt nu știu cu ce fel de orientări sau fără aceste orientări. Doamna Maia Sandu unește împrejurui toată populația care vrea schimbare în țară, vrea un președinte integru și profesionist, vrea pace și dezvoltare în țară. Deci acești oameni ei unește. În toate partidele noi regăsim aceste persoane, inclusiv Partidul Democrat sau susținătorii Partidului Democrat. Pentru noi nu există platforme democratice sau platforme nu știu de care liberale și noi neapărat trebuie să alegem oameni după nu știu direcție sau partide. Noi unim anume cetățenii Republicii Moldova cu dreptul de vot, cu opțiunea pro-Moldova, pro-dezvoltarea Moldova, pro-schimbarea Moldova. Și atunci vă disociați de acel îndemn al lui Ghimpu și Ana Guțu în favoarea singurii candidaturi? Dar ne-ați urmărit foarte atent doar ce spune doamna Maia Sandu, nici nu l-a făcut. Dar ați negociat PAS? N-a negociat niciodată PAS. Deci, au fost niște declarații. A fost declarația domnului Ghimpu și a fost declarația de doamna Ana. Vă disociați de aceste declarații a domnului Ghimpu? Nu aveți noi nu nevoie de susținerea lor? Noi, nu, înțelegeți, ca să desociezi, trebuie să asociezi cu ceva. Noi nu ne-am asociat cu nimic. Sunt expresiile domniilor lor. Să fii sănătoși, atât. E clar. Ce ține de afirmația dumneavoastră că aceste partide sau mișcări politice sunt de acord cu dumneavoastră, fiecare cetățean este garantat dreptul la libera exprimare și dreptul la asociere. Însă, acest drept nu este unul absolut. Și conform Constituției Republicii Moldova, conform Convenției Europene privind respectarea Convenției Europene a Drepturilor Omului. Acest drept poate fi limitat atunci când acest drept este subminează suveranitatea, independența țării, atunci când acest drept aduce prejudicii statului membru a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Ori noi despre aceasta vorbim. Despre atunci care prejudicii este vorba? Persoanele sau care împărtășesc aceste viziuni declară că statul Republica Moldova este un stat ieșuat. El nu trebuie să existe. Doar unirea va rezolva toate problemele care sunt în această țară. Eu sunt de altă părere. Și anume aceste viziuni, aceste idei care încearcă ei să le semene, da, printre rândurile cetățenilor, aceste idei sunt destructive. Da, noi suntem stat mic. Da, noi avem problemele noastre, avem hoții noștri care au furat miliardele. Dar eu sunt convins de următoarele, că nimeni
nu o să vină din România, din Rusia, din Uniunea Europeană, din Statele Unite, să ne rezolve nouă problemele noastre. Absolut de acord. Noi singuri trebuie pe acei, acei hoți care au furat miliardele să-i punem la pușcărie. Noi trebuie singuri să rezolvăm toate problemele care există la noi în țară. Nimeni nu o să vină din altă parte și nu o să le rezolve. Absolut. Doar noi, cetățenii Republicii Moldova și inclusiv și clasa politică, care trebuie de fiecare dată să audă glasul cetățeanului, noi aceste probleme trebuie să le rezolvăm. Să canalizăm toate eforturile noastre. Să canalizăm toate eforturile noastre. Eu sunt absolut de acord că numai noi, ceea ce am și spus, da, de la început, asta numai noi ca și țară de 20 ne putem rezolva probleme. Da. Și noi suntem direct. Este vechi. Da, absolut. Noi aici cunoaștem, aș vrea să spun o chestie. Ceea ce spune domnul Vasile face parte din așa numită geopolitică. Adică noi luăm așa, dacă el este unionist, el este pro-român. Dar noi uităm că alegerile geopolitice presupun și cealaltă parte. Noi suntem împotriva oricăror mișcări unioniste. Da, dar în același timp partidul... Ok, dați-mi voi. Dar în același timp, Partidul Socialist, acum nu puteți să negați lucrul ăsta, este votat masiv de către vorbitori de rus, alolingvi sau etnici ruși. De ce așa considerați? Categoric sunt de acord cu asta. Că anume rușii credeți votează... că moldovenii, cetățenii Republicii Moldova... Nu, masiv. Masiv, eu spun. Moldovenii nu adică masiv. Partidul Socialist. Siguranță au votat și moldovenii, fără nicio discuție. Noi nu spunem. Dar masiv. Pentru ei tot este un vector geopolitic. Populația rusă din Republica Moldova la fel consideră Republica Moldova un stat eșuat. Și acest vot geopolitic și în general problema geopolitică în Republica Moldova există. Dar considerați că Moldova este un stat eșuat. Eu vă spun despre eu consider că cine Moldova despre declarațiile oficialilor români ca și unii oficiali ruși care ne declară un stat care adică noi avem votul geopolitic. Înțelegeți? Sunt așa numiții pro-români care consideră că este un stat eșuat și trebuie să ne unim cu România ca să rezolvăm problema și sunt ceilalți de partea stângă care consideră că Republica Moldova este la fel un stat eșuat și practic vor să ne unim cu Federația Rusă. Și pe asta se tot pedalează 25 de ani. Exact. Eu noi venim aș ca vrea și partid, să vă aduc înapoi eu, da, în Republica noi venim ca Moldova, și partid fără... cu Maia Sandu, anume faptul că Republica Moldova poate fi salvată numai prin conștientizarea puterii noastre, a oamenilor, a alegătorilor, prin alegerea noastră, ca și oameni, noi trebuie să ne alegem candidații. Noi trebuie să ne alegem clasa politică. Noi trebuie să le citim platformele lor. Noi nu trebuie să citim, cum a spus dumneavoastră foarte corect, platforma domnului Băsescu din București sau a domnului Putin din Rusia. Pentru că ele sunt foarte bune domnul în țările lor. Rusia nu are eu spun platforma a priori ca o metaforă, cum nu are nici domnul Băsescu nicio treabă cu toată povestea asta. Păi, dar, știți cum, domnul Băsescu pentru asta credeți-mă a obținut. Că domnul Putin are mai mare influență. Pentru... No, dar dați-mi voi să vorbim totuși. Dați-mi voi să vorbim, să dezvoltăm. Și practic noi cerem consolidarea societății în dezvoltarea societății noastre, a țării noastre, nu distrugerea ei, nu împărțirea noastră pe etnii, pe vorbire de limbă sau pe nu știu ce alte principii care sunt total greșite. Pentru că societatea noastră 25 de ani nu s-a dezvoltat anume din motiv că a fost dezbinată probleme geopolitice. Uitați-vă ultimele alegeri care le-am avut noi locale. A fost aceeași problemă. Unii vineau și ne povesteau că vine jandarmul român și al doilea vinea și ne povestea că vin tancurile rusești. În rezultat, și unul și a doilea candidați extrem de slabi, că vorbim de Zineida Greceană, că vorbim de celălalt, avem un oraș distrus și avem o Republică Moldova. Despre și toată Republica Moldova tancuri, nu se dezvoltă. Exact. Despre tancuri de obicei vorbește Dorin Chertoacă, Mihai și despre Gimpu. Deci vorbește nu am, avut, de, nu am avut nici tancuri. Și nici jandarmul român nu. Și nici jandarmul nu am avut. Exact. Deci este o problemă artificial creată absolut pentru a dezbina societatea și se joacă ca pe niște strune pe sentimentele și pe nostalgiile cetățenilor. Exact. Și asta nu este cel mai urât lucru pe care îl poate face un politician, în opinia cetățenilor. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar uitați-vă încercările în ultimele două săptămâni a contracandidatului. Îmi pare rău că așa s-a întâmplat, doar pe rețele de socializare, în mass media, se face o isterie totală, înțelegeți? Acei aproape 700.000 de cetățeni care l-au susținut pe cel mai popular candidat Igor Dodon, ei acum sunt catalogați ca și, eu îmi cer scuze, dar sunt niște cuvinte urâte, înțelegeți? Sunt cetățenii Republicii Moldova. Exact așa, ei urmărim au, și despre ambii candidați. Ei au opțiunea lor, înțelegeți? Mai murdară campanie și nu faptul, a fost în Republica și faptul Moldova că l-au susținut pe un candidat și nu l-au susținut pe altul, asta nu înseamnă că ei sunt mai inferiori decât ceilalți. Cetățenii Republicii Moldova au opțiunea lor.
Am înțeles. Deci mie vine foarte greu să alegem între candidații pe care îi reprezentați atâta timp cât vă murdăriți și v-ați purtat, deci nu dumneavoastră, da? Candidații s-au purtat foarte urât unii față de alții și cetățeanul simplu, vă zic că suntem aici pe loc și emitem în 6 raioane, discutăm cu cetățenii zi de zi. Ei se întreabă dacă ei fiind candidați se comportă în așa hal. Ce președinte vom avea noi după alegeri? La ce putem să ne așteptăm? Și de ce vreau să vă întreb acum niște întrebări directe de care deranjează pe cetățeni? Pentru că așa se votează, okay. Mai ales în regiuni. Cu cine veți face coaliție din actualul Parlament și în ce măsură dizolvarea legislativului este o soluție în opinia candidatului Igor Dodon și Maia Sandu? Poftim, domnule Bălea. În acest Parlament noi nu vom face coaliție niciun partid oligarhic. Deci cu PD-ul noi nu vom face coaliție cu certitudine. Opțiunea noastră principală după alegeri este declanșarea inclusiv alegerilor parlamentare anticipate. Și am să explic de ce. Noi, cetățenii Republicii Moldova, parcursul anului trecut, am exercitat presiuni enorme pe această guvernare ca să obținem două lucruri. Prima, alegerea președintelui Republicii Moldova de către întreg popor. Și a doua, alegeri parlamentare anticipate. Ori primul lucru noi l-am obținut și în două zile vom avea, peste două, trei zile vom avea președintele Republicii Moldova ales. Următorul, aveți încă 20 de secunde. Următorul lucru care trebuie să-l obținem, trebuie să obținem alegeri parlamentare anticipate. De ce? Deoarece actualul parlament, el nu reprezintă voința poporului și nu voința poporului din 30 noiembrie 2014. Acum avem în jur de 30 de deputați care se consideră neafiliați. Ori în 2014 poporul a votat 5 partide. Iar acum avem o treime din Parlament care sunt... Am înțeles. Nu deci veți opta pentru dizolvarea Parlamentului, da, și alegeri anticipate. Aceeași întrebare. Cu cine din actualul Parlament, viitorul președinte, eventual, dacă câștigă Maia Sandu, ar coopera și în ce măsură considerați că este o soluție dizolvarea Parlamentului? Cu siguranță partidul PAS și candidatul nostru Maia Sandu nu va face coaliție nici cu un partid la guvernare. Și cu siguranță, da, cu niciun partid la guvernare, nici cu domnul Plahotniuc personal, dacă vreți să răspuns la întrebarea aceasta, nici cu Partidul Democrat, dar vorbim că el este membru al Partidului Democrat, deci nici cu un partid de guvernare. Și cu siguranță noi vom susține procesul de alegeri anticipate în Parlamentul Republicii Moldova. Și cu PLD-meu? Poftim? Și nici cu PLD-meu? Nu. Care deci eu vă spun cu toată seriozitatea și cu toată responsabilitatea. Republica Moldova trebuie să audă lucrul ăsta. Partidul PAS nu duce niciun fel de negocieri, de afiliere, de unire, de absorpție, de formare de blocuri, asociații, oricare alt cuvânt din punct de vedere juridic, politic, cu niciun partid de Republica Moldova. Și aici vreau să precizez o eventuală cooperare cu Mihai Ghimpu și Partidul Liberal. Cu niciun partid din Republica Moldova noi nu ducem niciun fel de negocieri, de afiliere, de absorpție, de unire, de etc., etc. La etapa actuală nu există așa ceva. Deci, domnul Vasile Boleș a consumat tot timpul, dumneavoastră mai aveți timp, de ce o să intervin încă cu o întrebare. Experții și chiar politicienii recunosc că societatea este divizată și între campanii și mai ales în campaniile electorale, inclusiv pe criteriile despre care am discutat azi în această emisiune. Ce instrumente poate folosi candidatul pe care îl reprezentați, devenind eventual președinte, dacă va deveni președinte, pentru a consolida societatea? Spuneați că aveți scopul de a consolida. Este ușor să spui această promisiune. Vrem să știm direct cum este posibil, astfel încât cetățeanul să vă creadă. Pentru că să consolidăm societatea este foarte frumos spus. Cum să încerci să-i unești și pe unii și pe alții? Societatea, Republica Moldova în general este o țară care este tânără din punctul meu de vedere. 25 de ani pentru un stat este ceva foarte puțin pentru dezvoltarea democratică a unui stat. Drept dovadă, noi pe parcursul nostru am făcut foarte multe greșeli, foarte multe divizări, alunecări.
Consolidarea societății poate fi făcută pe mai multe căi, inclusiv prin discurs, prin discuții directe cu poporul. În al doilea plan ar fi discuțiile cu societatea civilă. În Republica Moldova, în acești 25 de ani, s-a dezvoltat o societate civilă destul de puternică și, după mine, suficient de reprezentativă, că dacă vorbim de asociații de fermieri sau chiar asociațiile profesionale. Discuțiile președintelui cu acești reprezentanți a societății civile o să-i permită președintelui țării să studieze și să cunoască din aproape problemele societății și țării ca să poată să reușească să ia decizii, să schimbe, să mobilizeze și să modifice țara. Neavând o susținere în Parlament. Nu neapărat trebuie să ai o susținere în Parlament ca să-ți faci activitățile tale de consolidare și dezvoltare a țării. Cum a spus și domnul Vasile anterior, Parlamentul Republicii Moldova la etapa actuală nu este un parlament reprezentativ a Republicii Moldova. Din acest considerent, noi și o susținem dizolvarea acestui parlament. Noi nu vorbim despre un parlament care reprezintă interesul nostru național. Foarte pe scurt, dacă devine mai Sandu președinte, atunci riscați cu aceste promisiuni să votați împreună dizolvarea parlamentului. Unul să propună și altul să voteze. Da sau nu? Noi cu siguranță vom susține propunerea de dizolvarea parlamentului. Veți vota? Dizolvarea parlamentului? Dacă o propune Maia Sandu, dacă câștigă Maia Sandu. Maia Sandu nu o să o propună, o să o propună Igor Dodon, evident. Aici eu spun stop dezbateri și aveți acum câte 60 de secunde pentru minutul de final. Și conform regulamentului, cel care este primul în buletin, deci conform ordinii puse de cec, Vasile Bolea, reprezentantul socialistului Igor Dodon. Viitorului președinte Igor Dodon, stimați cetățeni, am mai rămas câteva zile, duminică 13 noiembrie va trebui să mergem la urnele de vot, să alegem președintele Republicii Moldova. Eu vă îndemn pe dumneavoastră, pe toți, să ieșim la urnele de vot, să facem acea alegere care va fi una corectă și acea alegere care va reprezenta voința poporului Republicii Moldova. Eu vă îndemn să-l susțineți pe cel mai popular candidat, Igor Dodon, acea persoană care este un adevărat patriot a Republicii Moldova, care va lupta pentru statalitatea Republicii Moldova, pentru independența ei, acea persoană care va rezolva și problemele economice, deschiderea pieselor estice, rezolvarea problemelor migranților noștri, acea persoană care va lupta inclusiv cu oligarhii și nu va admite ca ei în continuare să fure Republica Moldova. Minutul de final pentru Vladimir Bolea, reprezentantul candidatei PAS, Maia Sandu. Mulțumesc, cetățeni! Începând din 2016, noi în fiecare 4 ani vom alege președintele Republicii Moldova. Pe data de 13 noiembrie avem un nou început. Ieșim toți la vot și din partea domnei Maia Sandu fac un apel către toți cetățenii să iasă pe data de 13 noiembrie la vot, să votăm Maia Sandu, pentru că Maia Sandu înseamnă schimbarea, înseamnă consolidarea societății civile, înseamnă sfârșitul unei epoci rușinoase de dezvoltarea corupției și fraudelor în sistemul bancar și în sistemul politic al Republicii Moldova, înseamnă o schimbare spre bine, un început nou. Ieșim la vot, votăm Maia Sandu. Mersi. Aici s-a încheiat dezbaterea. Vă mulțumesc pentru prezență la Elita TV. Stimați telespectatori, sper că aceste dezbatere v-au ajutat să trageți niște în concluzii, astfel încât pe 13 noiembrie, duminică, să mergeți cu un vot informat la turul 2 al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. O seară frumoasă, la revedere!